Influența factorilor externi și interni asupra respirației la plante. Resursă educațională pentru clasa a 6-a. Cantitatea mai mare de substanțe organice din plantă duce la creșterea intensității respirației. Astfel, plantele expuse la lumină realizează o fotosinteză mai intensă, deci și o cantitate mai mare de substanțe organice. Astfel, aceste plante vor avea o respirație mai intensă decât plantele localizate la umbră. În cazul unor organisme vegetale, în perioada de viață latentă, intensitatea respirației este mai scăzută, deoarece au un conținut minim de apă. Prin imbibare cu apă, respirația lor se va intensifica. Celulele îmbătrânite se caracterizează printr-o scădere a intensității respirației față de cele tinere. În stare de repaus, organele plantelor respiră mai puțin intens. Așa se întâmplă cu mugurii plantelor lemnoase în timpul iernii, semințele aflate în stare de repaus sau tuberculii unor plante în perioada rece. În cazul majorității plantelor, respirația începe în jurul temperaturii de 0 grade Celsius și crește odată cu temperatura, până la valoare de 30-35 de grade Celsius, când începe să scadă. Există însă și excepții, de exemplu mugurii și frunzele coniferelor își încetează respirația abia la -21-25 de grade Celsius, iar unele alge din ape termale respiră chiar și la 65 de grade Celsius. Odată cu creșterea concentrației de dioxid de carbon, respirația începe să scadă. Astfel, o concentrație de 5% de dioxid de carbon va inhiba respirația, iar la 10-15% plantele vor muri. În cazul oxigenului, o creștere a concentrației de la 21% cât e concentrația normală până la 50% va accelera respirația. Peste 50% concentrație de oxigen în atmosferă, respirația se va intensifica pentru o scurtă perioadă de timp, după care scade brusc. Aceea scădere se observă și la concentrație de oxigen sub 5%. Orice leziune suferită de plantă va duce la sporirea temporară a intensității respirației. Asta deoarece oxigenul va avea acces mai mare în zona lezată. De asemenea, acolo are loc și o creștere a temperaturii locale cu câteva grade Celsius. Când concentrația unor substanțe organice din sol este în limite normale, acestea vor avea ca efect creșterea intensității respirației. Cum considerați că este următoarea afirmație? Adevărată sau falsă? În fructele coapte, intensitatea respirației este mai intensă decât în fructele tinere aflate în proces de coacere.